Salutări tuturor și bun regăsit, oameni dragi, frumoși, magici și divini de pe acest canal de YouTube. Ce mai faceți, dragilor, și cum mai sunteți? Mă bucur, ne-ai spus de mult că și de asta dată ați ales să-mi fiți aproape să mă acompaniați. Cum a fost săptămâna anterioară pentru voi? Eu sper să vă regăsesc cât mai bine, cât mai sănătoși și mai ales cât mai zâmbitori, că așa ne stă bine nouă tuturor, indiferent de vremuri, de timpuri și de unele provocări pe care fiecare dintre noi le-am putea experimenta la un moment dat. Luăm totul așa cum este, cu bucurie, cu acceptare. Încercăm să ne punem unele întrebări pentru a avea parte de conștientizări. De ce am atras acele evenimente, situații în viața mea? Încercăm de asemenea să ne înconjurăm cu un sentiment de iubire, de protecție divină și să privim viața, viitorul cu multă încredere. Dacă vom pune în aplicare aceste mici sugestii, cu siguranță în viața noastră de zi cu zi ne va fi tot mai bine. Vom ajunge să experimentăm acel echilibru. Și așa cum se întâmplă duminică de duminică, ne conectăm printr-o singură intenție pentru a primi o nouă călăuzire, inspirație, motivație pentru săptămâna ce o avem în față. Analizăm intervalul de timp 6-12 martie. De asemenea, dragilor, țin să vă reamintesc că până pe data de 19 martie încă suntem în sezonul peștilor. Avem energii predominante feminine, energii de apă și de pământ. În această săptămână următoare, aspectele astrale, energiile generale țin foarte mult să ne readucă cu picioarele pe pământ, să ne împământenim, să vedem această realitate așa cum este ea, chiar dacă uneori nu ne place, să ieșim din această stare de visare, din această stare de a ne minți singur. Aceste energii țin să ne readucă în această realitate, să devenim mai maturi spiritual, mai responsabili, mai asumați pentru tot ceea ce trăim și experimentăm. Dacă noi devenim mai conștienți, cu siguranță totul se poate recalibra, echilibra. Și în data de 7 martie, pe lângă alte aspecte astrale, ce ne influențează, ne impactează, avem și evenimentul astral de lună plină în semnul Fecioare. Luna plină, așa cum bine știți, aduce încheieri, reglaje karmice, este considerată o perioadă mai karmică, este o perioadă de a culege roade, dar fiecare culege ceea ce a semănat. Universul ne premiază, dar vă reamintesc, fiecare culege ceea ce a semănat. Semnul Fecioare ne vorbește foarte mult despre muncă, ordine, disciplină, responsabilitate. Această ordine este bine să o facem atât la nivel interior cât și exterior. Să ne găsim timp pentru noi, să ne ascultăm emoțiile noastre, la nivel interior să vedem ceea ce ne doare, să ne ascultăm corpul nostru, să vedem dacă el ne transmite anumite mesaje prin anumite somatizări, să ne punem întrebări, să vedem care ar fi rădăcina, cauza acestor situații, acestor dureri din corpul nostru fizic, pentru a găsi acele rezolvări. Odată ce înțelegi o emoție reprimată, tu poți să o eliberezi și corpul tău nu mai somatizează, cumva nu mai țipă pentru a conștientiza tu, pentru a înțelege o anumită cauză, o anumită emoție. Și așa cum spuneam, privim și lumea noastră exterioară, încercăm să devenim mai hărnicuți, mai responsabili, facem ordine în casa noastră, prin dulapuri, pe afară, pe acolo unde simțim fiecare dintre noi, pentru a mișca energiile, pentru a crea spațiu pentru tot ceea ce va veni nou în perioada următoare. Ia să vedem ceea ce ne transmite Fecioara Maria pentru tema săptămânii. Am simțit să lucrez cu ea, deoarece pe data de 8 martie celebrăm, onorăm Divinul Feminin. La mulți ani pe această cale tuturor doamnelor, domnișoarelor, mamelor, dragilor, să fiți iubite, să fiți apreciate de către cei din jurul vostru. Vă doresc o primăvară magică cu infinite
Binecuvântare! Să vedem Fecioara Maria ce ne-ar transmite, ce ne vorbește prin intermediul acestei citiri, ce este bine să punem în aplicare în această săptămână, să conștientizăm. Și Fecioara Maria ne transmite acest mesaj, că suntem foarte sensibili în această săptămână, emoțional. Este o săptămână, să o numesc așa, de detoxifiere emoțională. Eliberăm foarte mult, mai ales anumite bagaje emoționale. Ne vin în minte tot felul de idei din trecutul nostru. Este bine să nu rămânem centrați, focalizați pe ceea ce ne-a durut în trecut. Pur și simplu încercăm să acceptăm, iertăm și eliberăm. Ne transmite să ne încărcăm cu multă iubire și să fim cât mai puternici în această perioadă. Ni se sugerează blândețe, indulgență, suntem foarte predispuși în această săptămână. Poate vom simți că uneori o să râdem cu gura până la urechi și alte dăți, simțim nevoia să ne interiorizăm, să plângem, cumva să ne descărcăm. Nu reprimați emoțiile, nu reprimați ceea ce simțiți, pur și simplu onorați ceea ce trăiți, onorați lumina din voi. Să vedem și îngerașii ce ne-ar transmite, cum ne călăuzesc în această săptămână. Mesajul de început de săptămână: onorează frumusețea din tine. Vă spuneam mai devreme că este o săptămână dedicată Divinului Feminin. Vine Arhanghelul Jofiel și ne transmite să ne descoperim darurile, frumusețea noastră interioară. Fiecare dintre noi are o anumită calitate, un anumit talent. Haidem să ne despachetăm talentele noastre, să ne conștientizăm darurile noastre, talanții care ne-au fost dăruiți la această întrupare, cumva să ne iubim, să ne onorăm. De asemenea, aceste energii vă transmit în această săptămână să vă găsiți timp pentru voi, să mergeți cumva la un salon de coafură sau să, dacă simțiți, să vă faceți manicură. Este o săptămână dedicată Divinului Feminin și Arhanghelul Jofiel vine să aduceți acel plus de frumusețe interioară și exterioară. Cumva ni se transmite tuturor să ne îngrijim mai mult de corpul fizic. Simțim, poate să ne schimbăm look-ul, schimbăm energiile, încercăm să devenim așa mai fresh, deoarece vine și primăvara. Să vedem care ar fi provocarea săptămânii, ce ni se mai transmite. Provocarea săptămânii, să spunem adevărul, vine Arhanghelul Gabriel. Este o săptămână foarte puternică, deocamdată au ieșit doi arhangheli. Cumva să nu ne mai blocăm chakra gâtului nostru, comunicarea noastră, să spunem adevărul, tot ceea ce ne doare, tot ceea ce ne-a reprimat, ne-a durut, să ne spunem ceea ce simțim noi, să nu ne mai oprim, poate că am supărat pe cineva cu anumite decizii, cu ceea ce simțim noi, pur și simplu devenim mai autentici, ne spunem adevărul nostru interior, mai multă asumare, responsabilitate ni se transmite în această săptămână. Să vedem cum închidem această săptămână, unde ne duc toate aceste energii. Ni se transmite așa, să ne curățim. Este o săptămână intensă de purificare, vine Metatron, să ne creștem vibrațiile, să ne curățim chakrele noastre, centrii noștri energetici. Vă reamintesc că chakrele noastre sunt acele puncte energetice prin care noi accesăm energia Universului. Dacă chakrele noastre sunt îmbocsite, să spunem așa, blocate, ele nu funcționează la parametri optim și noi nu putem să atragem energia necesară din univers pentru a ne descurca în planul nostru fizic, să ne meargă totul așa cum trebuie aici în viața noastră de zi cu zi. Metatron ne poate ajuta foarte mult. Deocamdată au ieșit trei arhangheli. Este o săptămână foarte puternică, încărcată de purificare, de detoxifiere, de eliberare. Să vedem pe lângă toți acești arhangheli ce alt arhanghel mai vine să ne țină de mână în această săptămână. Ia să vedem cine vine. Și vine Arhanghelul Azarel. Să lăsăm totul în urmă. El vine să ne aline durerea noastră interioară, inima noastră, pentru că uneori ne-am simțit așa răniți. Arhanghelul Azarel vine să ne pună ca și un pansament, să dăm
iertare, cumva să închidem anumite uși, pentru că multe etape de viață simțim că nu mai funcționează, simțim că nu mai rezonăm cu anumite persoane și cumva el ne aduce acea alinare, vindecare sufletească, cumva ca inima noastră să se vindece. Este o săptămână foarte puternică, foarte încărcată energetic. Să concluzionăm aceste mesaje, Fecioara Maria ne aduce acest mesaj că suntem mai predispuși, mai sensibili, să încercăm să fim mai blânzi, să nu ne criticăm, să nu ne judecăm, luăm totul așa cum este. Avem o săptămână în care avem tot felul de stări, când sus, când jos, să ne onorăm frumusețea din noi, divinul din noi, Joviel, frumusețea lui Dumnezeu, ne ajută să ne schimbăm lucrul cumva în această săptămână. Putem să ne revigorăm, să ne reîmprospătăm prin a ne cumpăra ceva frumos, prin a ne schimba locul, prin a ne schimba ceva la noi, prin a face o dietă, cumva să facem ceva nou pentru noi, pentru sufletul nostru. Arhanghelul Gabriel ne transmite să spunem adevărul, să ne conectăm la adevărul divin, să ne spunem adevărul nostru, punctul nostru de vedere, și Metatron ne ajută să ne purificăm, să ne curățim centrii noștri energetici, și Azarel, ce ne ajută să închidem uși ale trecutului, să facem pace cu trecutul, cu tot ceea ce a fost, să deschidem uși ale viitorului, să ne pansăm inima noastră rănită. Ne-am simțit foarte împovorați, dar va începe un nou capitol de viață. Este o săptămână așa de vindecare, detoxifiere. Este bine, așa cum vă spuneam, să încercăm să luăm totul așa cum este și multă blândețe, înțelepciune. Eu vă mulțumesc, dragilor, și sper că aceste mesaje angelice să vă ajute în această săptămână, să vă încurajeze. Vă reamintesc că este doar o perspectivă angelică. Voi le puteți conștientiza, le puteți traduce aceste mesaje așa cum simțiți fiecare dintre voi. Și nu uitați că din aceste mesaje putem să extragem înțelepciune și să punem în aplicare. Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune, pe curând, până săptămâna următoare. Să avem o săptămână cu infinite binecuvântări. Namaste!